Salutare, dragi prieteni! Iată-ne la pâinea cea de toate zilele! Și așa cum obișnuim noi, pentru că timpul este scurt, trebuie să secționăm unele din relatări, în așa fel încât să putem pătrunde și să cercetăm lucrurile printre rânduri. Suntem de câtva timp în cercetarea vieții unuia dintre, poate, cei mai puri eroi ai Sfintei Scripturii. Avram a fost mare, părintele tuturor credincioșilor, dar, drept vorbind, a călcat și el pe alături. Nu discutăm acum. Isaac, mare și el. Dar și el a greșit. A vrut el să favorizeze pe unul împotriva voii lui Dumnezeu să nu faci ca Isaac în acest punct. Iacov, mare, ce familie mare a reușit să aibă 12 feciori ei, Iacov parcă e mai lângă șans, mai căzând în el, mai ieșind din șans. Și iată că a 11-a progenitură a lui Iacov se numește Iosif, iar băiatul acesta, în afară de unele, știu eu, orgolii copilărești, adolescente, demonstrează un caracter extraordinar. Eu sunt uimit de frumusețea acestui caracter și de linia statonică de pe firul rectiliniu, neîntrerupt, continu al vieții lui, statornic în Dumnezeu. Măcar că nimeni din ceilalți, din Avram, Isaac, Iacov, nimeni n-a trecut prin atâtea cataclisme, n-a trecut când sus, când în abis, iar el își păstrează mintea clară, caracterul, atitudinea neîmpărțită în fiecare situație. Până acolo încât atunci când Dumnezeu vede, se uită la el în cuptor și ei, ai și toată zgura din ele, aur curat. E, acum pune-l, scoate-l să se vadă înaintea tuturor să se vadă caracterul lui și aurul lui. Și creează o situație, un vis. să -am mai amintești de visul? Privește! Visează el șapte vaci grase, șapte vaci slabe, cele sable mănâncă pe cele grase și șapte spice grase, șapte spice arse de vântul de răsărit. În total, o profeție de două repetată, șapte vaci, șapte vaci sau șapte spice plus șapte spice sunt 14 ani. El ajunge în fața lui Faraon, dă toate explicațiile, adaugă și ceea ce nu i-a cerut Faraon, în afară de tălmăcire, soluția și iată ce spune el, că aici am rămas la versetul 31, foamea de aceasta care va urma va fi așa de mare că nu se va mai cunoaște belșugul în țară. Acum, și iată inițiativa lui, faraon să aleagă, un om priceput și înțelept, am discutat data trecută, să-l pună în fruntea țării Egiptului, să pună prefecți în țară, să ridice o cincime din roadele Egiptului în timpul celor șapte ani de belșug. Și acum intrăm în lecția nouă să se strângă toate bucatele din acești ani buni care au să vină, să se facă la îndemâna lui Faraon grămezi de grâuri, de grâu, provizii în cetăți și să le păzească. Bucatele acestea vor fi provizia țării pentru cei șapte ani de foamete care vor veni în țara Egiptului pentru ca țara să nu fie prăpădită de foamete. Și în momentul în care Iosif termină de spus ce a avut de spus, se lasă tăcere. Mintea încețoșată de, știu eu, de fum de tămâie, de incantații, poate de droguri ale vrăjitorilor, deodată începe să se deștepte. Ceața de pe ochii lui Faraon începe să se risipească. El vede acum în timp un culoar trasat de Dumnezeu pe care revelația lui Dumnezeu prin Iosif o descoperă și vede și soluția. Mă gândesc puțin la, revin la o idee de data trecută, la relația omului Dumnezeu în călăuzirea lui Dumnezeu. este omul lui Dumnezeu doar un fidel executant al voii lui sau are și spațiu de manevră dacă e fiul de Dumnezeu trebuie să aibă și știu eu o minimă aplicație a capacității creatoare și a libertății de alegere. Diavolul niciodată când el cooperează, adică demonizează, ia în pe cineva, fie sub formă cumplită cu spume, fie sub formă, știu, de catifia, un magician, un vrăjitor, el întotdeauna domină, îl bagă în jug și nu-l lasă cu nimic în stânga sau în dreapta, lucru care uneori sau de cel mai multe ori exasperează pe deținutul lui, pe prizonierul lui. Dumnezeu însă îi spune, tu ești fiul meu? Întrebarea mea, ce a spus Iosif? A fost inspirație sau inițiativă? Și răspunsul este simplu. Da, când i-a tălmăcit visul a fost inspirație, dar când a venit cu soluția a fost inițiativa omului. Și eu cred că în, în economia credinței, în economia lui Dumnezeu, omul este chemat să fie împreună cu Dumnezeu făuritorul destinului său. Atenție! Împreună cu Dumnezeu. Iar dacă nu, omul nu poate să făurească singur decât împreună cu Dumnezeu sau cu diavolul. Deci e foarte clar. Noi stăm în mijlocul unei, unei știu eu, confluențe de două, două influențe supraomenești. Cineva spunea că antena noastră, ca o antenă parabolică, adică mintea noastră, alții au spus glanda pineală din cap. Nu, eu nu mă joc cu asta, că nu știm. Dar ci că între două influențe, noi avem o, o antenă. Și antena noastră, din păcate, e defectă. E defectă pentru că ne-am născut în păcat și e dereglată. Și când aude, când prinde Glasul lui Dumnezeu mai prinde și posturi străine. Adică mai prinde și influențele diavolului. Cert este că eu am, am discernământul. Dumnezeu mi-a dat minte și eu pot să spun nu sau da. Dar nu pot să fiu fără unul sau fără altul. Sau ești cu Dumnezeu? Și Isus a spus foarte clar. Cine nu e cu noi, zice că e independent. Nu există. E împotriva noastră, adică lucrează pe mâna diavolului. Cert este că. Omul, când e pe mâna diavolului, este victima destinului pe care îl croiește diavolul. El nu face nimic decât încasează. Poate la început încasează niște mângâieri și, formă un picior în spate și l-a nenorocit. Cu Dumnezeu este altfel. Dumnezeu îl ia nu ca pe un rob, ci ca pe un ucenic. Îl ajută pe om să înțeleagă care sunt regulile jocului și îl invită apoi să facă el însuși jocul după voia lui Dumnezeu. Și este un citat foarte, foarte frumos, în deosebit de frumoasa, de adânca uh, carte numită Hristos, Lumina Lumii sau Viața lui Isus. Acolo spune așa, când omul lui Dumnezeu se predă pe deplin Creatorului, atunci Chiar și atunci când urmează propriile lui gânduri, el de fapt împlinește exact voința lui Dumnezeu. Deci, de-aia când, când eu m-am predat lui Dumnezeu și am învățat regulile, principiile Cerului, eu voi acționa din mintea mea după cum vrea Dumnezeu. Asta îmi spunează ucenicie. Și aici se vede capacitatea de libertate pe care o are omul. Versetul 37 ne aduce din nou în sala lui Faraon. Vă să zic că și-a terminat de mărturisit tot ce a avut de spus, și anume uh, inspirația și inițiativa, s-a încheiat, tăcere. Când își ridică capul, vede fața lui Faraon luminată. Faraon, care avea o ținută de, știu eu, Gomă multă de prestigiu. Deodată s-a transformat într-una umană. Parcă era un tată. Versetul 37. Cuvintele acestea au plăcut lui Faraon, deci plăcerea se putea vedea pe fața lui, și a tuturor slujitorilor lui. Să știi, atunci când gândești ceva, se întipărește pe fața ta expresia, îți place sau nu. Iar când am, am zugăvit imaginea lui Faraon, o imagine zâmbitoare și nu de elvețian, însemna că i-a plăcut. Și faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu. Știi ce a spus faraon la început lui Iosif? Ascultă-vă! Era un nimeni acolo. Ascultă-vă! poți tu să tălmăcești? Că nimeni nu apără. Hai, tu poți? Am că tu poți. Iar după ce el își spune tălmăcirea și sugestia, uimitor, faraon nu spune că tu poți, ci ai în tine Duhul lui Dumnezeu. Știi cum spune în original? Duhul lui Elohim. Elohim poate să însemne două lucruri. Pentru că Elohim însemnează Dumnezei. Dar Dumnezeu în Vechiul Testament poartă cel puțin trei nume, spun la repezeală, cele mai importante. Adonai, Adonai însemnează Domnul, Iahve, cel ce sunt, și Elohim e Dumnezeu la numărul plural. Atunci când a vorbit cu Adam, cu Avram, cu Lot, noi apare cuvântul noi vom face, noi, adică Dumnezeu Tatăl, Fiul Duhul Sfânt. Unii m-au întrebat, există trinitate? Eu știu doar, pentru că lucrurile nu sunt explicite, trebuie să faci legături, să înțelegi ce vrea să spună Scriptura. Dar faptul că Dumnezeu folosește noi în dreptul Său, să nu crezi că este doar ci că pluralul de majestate. Noi, carul întâi, noi, Lucian, fii serios este dincolo de acest joc de fandoseală, de orgolul, de vanitate, este o indicație a unimii trăime. Iar cuvântul Elohim de la singularul, singularul Eloah, de acolo au luat arabii Allah, Dumnezeu, la singular, putea să însemne în mintea lui Faraon, Elohim, care Duhul Zeilor nu știu ce știa el despre Dumnezeul lui Dumnezeul evreilor. Dacă el era hixos, cum se presupune, atunci e foarte posibil să, fie avut niște elemente culturale comune, pentru că Hixosii au fost cei semiți. Ei au invadat, cum am povestit altă dată, Egiptul de jos și poate că aveau cunoștință despre Elohim, despre Dumnezeu. Cert este că faraon brusc a înțeles că în fața lui nu se afla un om isteț, nici un magician, un șmecher care știe să lege lucrurile ca să cadă bine oricum ar ieși. Și avea în fața lui un om care vorbea asistat, călăuzit de cineva mai mare decât omul. Versetul 39 Și faraon a zis lui Iosif, Fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de a priceput și atât de b înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Mă opresc puțin că e foarte important. Auzi ce spune aici extraordinar. Cum a putut faraon să ia așa instantaneu o decizie? Pe păi n-are și el consilier, nu face planuri, nu trebuie să cerceteze cazierul juridic, cazierul fiscal, nu cumva să știm cine este el, să cerceteze în arhivele securității la CNSAS, nu cumva a lucrat el cu... Cum adică poate așa de repede, brusc, subit, să spună, te pun mai mare peste casa mea. Poți să-mi spui? Eh? Poate că ai zis bine. Știi care este cheia? Faraon, nu doar că a înțeles, eu cred că a fost impresionat de Dumnezeu. Pentru că planul lui Dumnezeu a fost șapte ani, chiar dacă nu de el foametea, a îngăduit, dar avea un scop, avea o finalitate, avea un sens. Șapte ani de bogăție, șapte ani de foamete, pentru că aveam plan ceva. Și Dumnezeu l-a impresionat pe faraon, pe lângă satisfacția și convingerea pe care a dobândit-o în urma, știu eu, ascultării, examinării lui Iosif, s-au decizii mari, subite, exact cum mai târziu Nebucadnețar va hotărâ pe loc să-i ridice pe cei trei sau pe Daniel mai presus de toți sau uh, Cirus, împăratul perșilor, Darius mai exact, Darius Medul, să ridice mai sus de toți. Sunt și chestiuni care vin din hotărârea lui Dumnezeu, executate de voința unui împărat. Și mai departe. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Și faraon a zis lui Iosif. Uite, îți dau stăpânire, asta era delegarea, stăpânire peste toată țara Egiptului. Faraon și-a scos inelul din deget, l-a pus în degetul lui Iosif, l-a îmbrăcat cu haine de insubțire, i-a pus un lanț de aur la gât. Ce însemna inelul lui Faraon? Inelul lui Faraon era, dacă vrei, cum să spun eu, pecetea autorității supreme. El putea să sigileze în numele lui Faraon e delegare, în puternicire. Tot ce vroia Iosif. Iar Faraon de acum nu mai putea contrazice nimic, atâta încredere avea în el, încât și-a scos inelul din deget, l-a băgat în degetul Iosif, l-a îmbrăcat cu haine de insupțire. îți dai seama cum, cu ce haine l-au îmbrăcat, probabil cu haine de soldat, ce aveau la îndemână, că l-au scos din temniță. Bă, gardian, haina jos! Bă, l-a rămas fără haine, i-au pus pe umerii lui, tu în fața lui faraon. Ia cum au dat jos hainele. I-au dat haine de insupțire, i-au pus un lanț de aur la gât. Întrebarea mea este, s-a <coughs> mai petrecut vreodată așa ceva? Mai există în istorie nu neapărat asemenea evenimente pomenite extraordinare, dar dacă au fost vreodată oameni puși într-un asemenea rol, doar scaunul lui Faraon să fie mai presus de tine, s-a găsit un papirus care conținea povestea lui Saneha, care datează din 1950 înainte de Hristos, adică pe vremea lui Avraham în care faraon îl pune pe Saneha conducător al domnitorilor din sud și nord, al doilea după rege în anticamera palatului. Îți dai seama? Deci, ceea ce scrie în scriptură, pușcă, concordă cu ceea ce spune istoria. Sunt oameni puși ca aproape ca viceregi în poziția aceasta. Și cuvântul care apare în documentul lui Saneha, povestea lui Saneha și în scriptură, este termenul tare, cel care este mai presus de toți miniștrii și doar faraon stă pe scaun. Ce însemează tare? Are trei sensuri combinate toate la oaltă. Să citim. Primul e de guvernator. Știți ce guvernator? Noi înțelegem rolul de guvernator în termenii moderni, actuali. E un președinte, dar guvernul conduce. Sigur, se raportează unul la altul, dar guvernul este cel care decide. Dacă nu-i bun guvernul, președintele poate să îl destituie. Tare guvernator. Ai puterea discernământului, a voinței și al deciziei. Tare, mai însemna și jude suprem. Adică tu ești cel care poți să judeci exact toate problemele. Nu trebuie să vină la mine, eu nu pricep ca tine. Tu ești mai mare ca mine, doar că eu, am, eu port ereditatea, eu port știu spatele pe tron. Asta port eu, tronul în spate. Dar tu poți să joci mai bine jocul decât mine. Judecător suprem. Și în al treilea rând, un guvernator trebuie să dețină justiția și încă ceva, dacă e guvernator adevărat. Trezoreria, paralele, banii, bogățiile sunt pe mâna ta. Bine, în afară de bijuteriile coroanei, de, știu eu, trezoreria coroanei care este mai mică. Și iată că Dumnezeu își conduce planul la împlinire, conferindu-i și ridicându-l pe Iosif la cel mai înalt statut care putea exista vreodată. Aceste lucruri, unde s-au petrecut? În palat. Afară, oamenii nu știau de nimic. Afară erau miniștri, erau toți cei care cunoșteau uh, rolurile, probabil că și miniștrii aveau ei conflicte interpersonale și dacă te duceai la ăla și zicea nu, te duceai la ăla și zicea da, că ai tu grijă să aranjezi lucrurile. De data aceasta însă faraon a făcut al doilea pas. Îl scoate pe Iosif din palat unde s-a hotărât și s-a hotărât și vrea să îl anunțe public ca conducător suprem al națiunii. Versetul 43 scrie Faraon l-a în carul care venea după carul lui. Îmi dau seama că venea după limuzina guvernatorului. Probabil că era un car la fel de arătos și frumos ca cel pe care l-ai văzut pe ecran. O limuzină, în ghilimele, în toată regula, cu, știu, cu carul sau careta de aur, aur curat, roți bătute nestemate, cai îmbrăcați, pene în cap și așa mai departe. Iar el venea după. Și când au pornit pe, știu, pe autostrăzile Egiptului, pe bulevarde, pe magistralele Egiptului äh, capitalei, și strigau înaintea lui, Abrec! Abrec! Interesant, Abrec, nu știu oamenii nici lingviștii, pentru că n-au găsit în istorie ce înseamnă. Abrec. Și au tradus în genunchi. Dar știi după ce? Ceva foarte interesant. La ora actuală, astăzi, când un stăpân poruncește cămilei să îngenunche, îi stigă abrech. Și știți ce înseamnă abrech? În genunchi. Adică traducerea e foarte corectă în termenii pe care îi folosesc astăzi orientale. Abrech, și Camila în genunchi, frumos. Vesetul 43. Astfel i-a dat faraon stăpânire lui Iosif peste toată țara Egiptului. Ca să vezi ce însemna țara Egiptului, privește capitala Avaris, e chiar în nord, în delta, Memphisul acum se numește Cairo, Memphisul. Este acolo unde se desparte Nilul în cele trei brațe care formează Delta. Și ținutul hixoșilor era până la cataractele Nilului, sau aproape de ele, de unde începea zona condusă sau stăpânită de egiptenii de Baștina, și anume cu capitala la Teba. Elefantina e insula de pe Nil, deci aceasta era țara egiptenilor, cealaltă Nilul de jos, cum ar veni, să numit țara Hixosilor, unde, unde faraon, era un faraon Hixos și unde Iosif a devenit a tot puternicul delegat de faraon. Dragul meu, probabil că timpul nostru iarăși este pe sfârșit. Și aș vrea să fac, tragem o concluzie. Să știi, pentru cineva care s-a învățat cu libertatea, atenție, libertatea de câine vagabond, știi ce e libertatea de câine vagabond? E liber, domnule. N-are stăpân, nu dă socoteală, nu are cușcă, n-are mâncare, are purici. Un câine vagabond e liber. Cine s-a învățat cu libertatea de câine vagabond, adică independent de Dumnezeu, și când privește la calea pe care Dumnezeu i o întinde în față, oh, restricții, disciplină, nu-mi place. Am vorbit cu conducători, cu diferite persoane care conduceau niște așezăminte pentru copiii străzi, S-au dus la ei. Haideți să vă arăt unde o să stați. Vreo 4, 5, 7. Au mers cu el. O, oh, ce casă frumoasă. Ăsta e patul în care am să dorm. Ce minunat. Jucării, mâncare. În trei n-au fost acolo. Au plecat. S-au dus din nou. Nu v-a plăcut? Ba da, dar știi, nou, nu ne place disciplina. Nu ne place. Vrem să fim liberi. Și cu păduchi? Da, liber. Cel care s-a învățat cu acest soi de independență, privește la calea lui Dumnezeu și strâmbă din nas, e prea grea. Dar cine intră pe ea, cine învață de prinderea de ascultate de Dumnezeu, de a se lăsa condus de Dumnezeu, de a urâ lucrurile păcătoase, viitorul lui merge ascendent, chiar dacă disciplina aceasta presupune un cuptor de foc prin care a trecut Iosif sau alții. Dragul meu, ai de ales între două posibile destine. Independență și libertate acum și nenorocire în cursul vieții sau disciplină, strictețe cu tine însuți acum și libertate sănătoasă, curată. Una care nu-ți umple fața de rușine și te ajută, te face să dormi liniștit, pentru că știi că răul nu se lipește de tine, că Dumnezeu este Tatăl tău. Îți doresc să te bucuri de Tatăl. Te rog, prietene, înainte să începem emisiunea, în fond, ce face un om care primește o moștenire? Răspunsul prim, îl cheltuie, o joacă la, știu la Casino, la Las Vegas, sau o închiriază, sau o vinde, sau o bagă în afacere. Dragul meu, suntem la pâinea cea de toate zilele când se va vedea ce face Iosif, stă lui Avram, nepotul lui Isaac și fiul lui Iacov, Iosif care a ajuns vândut sclav în Egipt, iar care acum a fost pus în fața unei oportunități extraordinare și anume i s-a dat pe mână, în ghilimele, moștenirea Egiptului. După ce a tălmăcit visul lui Faraon, după ce a dat și el, tot el, soluția minții lui, Faraon nu găsește un altul mai potrivit decât pe el și vrea, l -a și pus, stăpân, guvernator, judecător și trezorier al țării. Un tare, adică asta înseamnă în limba aceea, un stăpân pleni potențiar, prin delegarea lui Faraon. Vesetul 43 ne descoperă pașii pe care îi face Iosif atunci când se descoperă cu o responsabilitate atât de mare. Citim, astfel i-a dat faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Am văzut care era țara Egiptului și am mai zis lui Iosif, eu sunt faraon, dar fără tine nimeni nu va ridica mâna, nici piciorul în toată țara Egiptului. Dacă n-ar fi fost convingerea pe care Dumnezeu i-a adus-o. N-ar fi zis așa, ar fi zis fără mine, fără mine, nimeni nu va putea ridica mâna sau piciorul. Dar de data aceasta, îl face pe Iosif, superior lui faraon. Știi cum este? Hai să spun o un episod din istoria Marii Britanii. Au fost câteva personalități monarhi ai Regatului Unit, Marea Britanie, care unea Scoția, Irlanda cu Anglia propriu-zisă, Regatul Marii Britanii sau Regatul Unit. Ulterior a înglobat și coloniile din, știu, Africa până în India, Bă, era un regat imens. Nu mai spun că într-o vreme America de Nord, adică Statele Unite de azi, erau coloniile, coloniile regelui. A existat una din cele mai mari figuri de conducători. Se numea, era o femeie, Regina Victoria. Și ții Regina Victoria de ce a fost ea mare? Pentru că a avut Doi mari prim-ministri. Era o femeie. O femeie înțeleaptă, cultă, educată, bine crescută, cu o morală perfectă. Adică a luptat să fie curată din punct de vedere al moralei lui Dumnezeu. La un moment dat, când soțul ei a murit, a purtat haine de văduvă timp de vreo 20 de ani. Nu s-a gândit la prietenia, afaceri, amor. Nu, a fost o persoană foarte morală, Regina Victoria. Bine, asta a fost măreția caracterului ei. Dar ce a făcut-o pe ea să fie mare ca și monarh, ca și stăpână? Și care e răspunsul? A avut doi mari prim ministri. Primul se numea Lord Gladstone. Gladstone a fost un mare, mare prim-ministru. Iar când acesta și-a încheiat activitatea, nu mai știu dacă a murit, sau s-a retras el? A urmat un alt mare, Benjamin Disraeli. Disraeli a fost iarăși un mare prim-ministru. Și Regina Victoria se referea la cei doi în cuvintele următoare. Gladstone îmi transmitea necurmat mesajul ce mare prim-ministru am, spunea ea. Iar Disraeli îmi transmitea permanent mesajul ce mare regină are el frumos. Modul cum te raportezi la cel care îți delegă puterea. Let's unde un demonstra că eu sunt mare pentru tine sunt mare. Disraeli, pentru că ești mare și eu sunt mare. Foarte frumos. Ei bine, cam așa ceva se, petre, se petrece atunci când faraon îl recunoaște că fără tine prim-ministru, nici eu nu ridic mâna sau piciorul pentru că tu ești mai înțelept decât mine. În Geneza 44, 41 cu 45, raportul continuă. Faraon a pus peste a pus lui Iosif numele Tzafnat Paineach. Și o să mă întreb, ce aia? Să știi că nici până astăzi nu se știe exact sensul. Și asta iarăși este o probă, o dovadă că Scriptura datează de atunci. Că dacă ar fi fost făcută mai încoace, am fi avut cunoștință, dar acestea sunt titluri sau poziții sau cuvinte care nu se mai folosesc. Și iată, pe ecran, poate ai văzut, mai vezi odată, înseamnă tălmăcitorul sau ar putea fi tălmăcitorul de vise, vindecătorul lumii, poate prim-ministru sau lordul, cancelar sau cum traduce uh, vulgata, salvatorem mundii salvatorul lumii. Îți dai seama dacă tu ar fi să porți toate aceste titluri, oare te-ai simți? Eram odată în gara de nord, în așteptarea trenului și pentru că mai era o oră, o oră jumătate, am intrat în sala de așteptare. Și ce am văzut acolo? Un mare om. Era un militar care Săracul. Avea pieptul plin de decorații. Îi atârneau până în dreptul lui. Decorațiile pe o manta roasă de militar. Săracul. Cu părul netunze, de nu știu cât. Era mare. Dacă tu ai avea toate aceste decorații, le-ai pune pe tine? Ca bietul bătrân în rezervă. Cred că avea și grad de general, dar arăta jalnic. Poate că i-a murit baba, a rămas singur și fără un rost, că nu mai avea nici ordonanță, nici oșteni, nici armată la care să-i comande. Mergea prin gara de nord, nu avea bine, dar mai stătea de vorbă cu unul cu altul. Nu era cercetor, dar putea să pară un membru al clanului. Cu toate aceste titluri, Iosif rămâne Iosif. Pentru că am învățat ceva, că măreția nu stă din ceea ce oamenii îți conferă. Măreția stă în a fi copilul lui Dumnezeu. Și când eu sunt mic, el e mare. Și continuă versetul 45, după ce a dat un titlu, un, un, știu, o poziție, un titlu de slavă, Țafnat Paineach, în versetul 45 spune, că i-a dat de nevastă pe Asnat, fata lui Potifera, preotul lui On. Măi copii, aici s-au făcut diferite, diferite, știu eu, s au dat cu părerea diferite supoziții, ipoteze. Și anume că trebuie să fie probabil, asta din Talmud, pentru că cum se putea căsători el, un fiu al lui Avraam, un israelit, cu o egipteancă. Și opinia era că un, știu, niște copii ai lui Levi au ajuns, cum cum nu spune Talmudul, au ajuns în Egipt fiind preot într-un templu. Iar on, ad, mă rog, preotul lui On era practic un descendent de al lui Levi. Sigur, apreciez foarte mult dorința de, cum să spun eu, de uh, continuitate de sânge pur, dar nu se potrivește cu istoria. Aici era vorba de Templul Soarelui, un templu impresionant, extraordinar, în care era un preot hixos sau un preot egiptean care slujea lui Helios, lui Amon, lui Ra, Aton, depinde că sunt mai multe nume care, care pot să corespundă. Iar fata, eu cred că era dintre neamuri. Numai că, știți ce am observat? Există între neamuri oameni extraordinari, bijuterii. Și eu nu cred că Iosif ar, ar fi acceptat o cadână, o sirenă să fie nevăstuică. Eu cred că chiar dacă faraon i-a dat, nu cred că i-a spus ia, ia-o, hai, caro, du-o în brațe acasă. Nu cred că astfel onorează un stăpân pe cel mai împuternicit om din regatul său. Probabil că a spus, uite, ai dreptul să alegi, optezi și formă, ți-o dau. Și în versetul 45, după ce Iosif a celebrat o căsătorie, probabil fără să facă niciun compromis pentru zeii păgâni, în versetul 45 se spune că după ce a dat nevasta, Iosif a pornit să cerceteze țara Egipt. Dar ar place și ție să te duci cu Iosif, să vezi cam ce a văzut el. Aici este un vechi tablou, cam cum arăta e, zona este Asuanul, e, lângă Nil, acum vreo 200 de ani, 300 de ani, e o gravură. Apoi, Pesetul 46 spune că Iosif era în vârstă de 30 de ani când s-a înfățișat înainte lui Faraon, împăratul Egiptului, și a plecat de la faraon și a străbătut toată țara Egiptului. A început de unde crezi? Pe păi era în capitală, aici unde este Avarisul, pe unul din uh, brațele Nilului. A urcat în sus și cam, cam așa se vede zona uh, cai, actualul Cairo, sau la data aceea era Memphis. Privește! În față sunt câmpile fertile, iar după aceea, în spate, se află piramidele. Privește mai departe! În Nilul, cu plantațiile sale, cu palmieri, câmpurile unde știu, eu, pășteau turmele, acele vaci, de unde s-a inspirat probabil imaginația lui Faraon în vis, piramidele într-un amurg, într-o vreme de furtună, furtună de nisip. Ei, să știi că, deși mândră țară, Egiptul nu era și nu era peste tot la fel de mândru. Acestea sunt case tradiționale din pământ, acolo nu există piatră, din chirpici locuite de oameni la marginea Nilului. Cam așa arată o clădire din chirpici în care toată structura de rezistență sunt lemnul. Cataracta Nilului. Sunt câteva cataracte, am numărat, dacă nu mă șer vreo nouă, poate că greșesc numărul exact, că nu, mi, nu am documentul proaspăt, dar sunt o serie de cataracte în Nilul, de, de la Nilul Mijlociu în sus. S-a oprit probabil în fața Sfinxului sau a diferiților Sfinși. Apoi a privit toată întinderea deșertului, pentru că atât e fertil de o parte și de alta Nilului, mai încolo este deșert. Versetul 47 continuă cu relatarea istoriei. În timpul celor șapte ani de rod, Pământul a dat bucate din belșug. Era greu și știi cum e? Când uh, sunt anumite condiții, dintr-un bob, se spune, mi-a spus și atunci când e ușor ars de frig, bobul deodată încolsește, uh, 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 înfrățește și dintr-un bob poate să și 10-12 fire purtând spic gras. Un belșug extraordinar. Și Iosif, spune versetul 48, a strâns toate bucatele din acești șapte ani de belșug în toată țara Egiptului. A făcut provizii, noi spunem silozuri, în cetăți, punând în fiecare cetate bucatele de pe câmpul din prejur. Sunt convins că armata lui de logofeți, de lucrători, de responsabili, Mergea brici. Avea puși, așa cum face un om înțelept, diferite roluri, oameni în diferite roluri, în așa fel încât totul să meargă într-un flux perfect și totul cuantificat. Până la un moment dat, pentru că Iosif a strâns greu, versetul 49, ca nisipul mării, atât de mult că au încetat să-l mai cuantifice, să-l mai măsoară măsoare pentru că era fără măsură. Este un belșug imens. Da, belșugul imens e o binecuvântare atunci când gândești pe termen lung. Dacă gândești pe termen scurt, belșugul ți mintea. Dacă e belșug, crâul curge și în curte, și pe ulițe, n-are valoare, cum era pe vremea lui Solomon, ci ca argintul. N-avea nicio căutare. Argintul era ca pietrele de pe drum, din drum. Și în versetul 50 ajungem la un moment personal al lui Iosif. Spune, înaintea anilor de foamete, i s-au născut lui Iosif doi fii pe care i-a născut Asnat, fata lui Potifera, preotului On. Eu aș vrea să mai insist puțin aici, înainte de a trece la cei doi fii. Vă să zic că Iosif ia o păgână, să nu uităm însă condiția, contextul. Primul, el era egiptean. Credința lui rămăsese cea semită a lui Abraham. dar el era de acum un om integrat în context, după 13 ani integrat în, în viața Egiptului. N-avea altă posibilitate. Dar mai era un lucru foarte, foarte semnificativ. Atunci când în Orient, când se căsătorea, de exemplu, rut Moabita cu Boaz, era indiscutabil femeia prelua credința, religia soțului. Nu se discută. Și să nu crezi că în familia lui Iosif a existat un o corcire, o hibridizare a credinței pure primită de la Israel, Iacov, cu credințele politeiste în care crescuse fata, Asnat. Dacă Asnat avea cu adevărat un caracter ales, altfel nu cred că Iosif ar fi făcut un compromis, ar fi spus, stăpâne faraoane, m-am învățat singur în pușcărie, ce să porte une cazuri familii, am să merg cu până la capăt. Dar n-a spus asta. Sunt sigur că un om ca Iosif n-ar fi făcut niciun compromis și nici n-a făcut. Iar Dumnezeu binecuvântă căsătoria lui cu doi copii, Manase și Efraim. Mi-a plăcut tare imaginea aceasta. Și de ce? Pentru că cel mare se uită invidios cumva la cel mic. Pentru că cel mare. În timp, se va demonstra, se va dovedi că el devine subordonat fratelui mai mic. Că atunci când va primi binecuvântarea, o să ajungem imediat bătrânul Iacov binecuvântă cu mâna dreaptă pe Efraim, pe cel mai mic, pe Manase, după aia. Primul, întâi născut, va fi socotit Efraim. Și Iosif a pus întâiului născut numele Manase, căci, a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și hm, toată casa tatălui meu. Și ce îmi spune textul acesta? Că el tot timpul a fost cu mintea, până s a născut Manase, cu mintea și gândul la tata, mama, frații lui. E un lucru ciudat și cu mine. Când mă întind noaptea în pat, nu fiecare seară, dar adesea, foarte adesea, mă văd în camera în dormitorul bunicilor. Și aud greierii cum cântă în curte. Abia au și ei două camere și o bucătărie în, în undeva în aiud. Și au o grădină în spate, o curte în față și cri, 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 cri. Mi-amintesc cum mă relaxa cântecul cu greierilor. Și atât de bine face că mă gândesc, când mă trezesc cu mintea înapoi într-un cadru frumos. Desigur, eu amintesc și pe mama mea. Eu însă n-am trăit drame, dar el care a fost zmuls din familia lui, îți dai seama că gândurile se întorc adesea. Iar el spune când s-a născut Manase, Dumnezeu m-a făcut să uit de bucuria noii familii a fost vindecat de dorul după tatăl său. De ce însumează dorul? Dorul este mărturia că noi suntem în primul rând ființe emoționale. Dumnezeu e dragoste și ne-a plămădit pe noi după chipul său, impregnându-ne cu dragoste. Care este cea mai mare nevoie a copilului? Sunt cărți care afirmă Că singurul factor care în același timp poate să dezvolte, să, să determine o creștere a corpului, să stimuleze creșterea corpului, a minții, a sufletului, a imunității, este dragostea. Nu laptele de mamă și ăla e important, dar dragostea. Iar dragostea se leagă de oameni, se leagă de tot ce e frumos. Numai că trăim pe Pământ și ce cei frumos pleacă. Iar noi purtăm aceste lucruri cu noi cu un gând întors, pentru că nu le mai avem, către cele care au fost frumoase. Mie dor și mie de unele lucruri din copilărie, mie dor de cei pe care i-am iubit și nu mai sunt, dar extraordinara făgăduința lui Dumnezeu este că pe noul pământ, vezi Apocalipsa, capitolul 21 cu 4, Dumnezeu va șterge orice dar La lacrima este expresia dorului. Eu spune, traduc orice dor. Pentru că îi vom avea iarăși cu noi. Pentru că tot ce e frumos e reversibil. Dumnezeu dă înapoi tot ce a fost tezaurul vieții și a sufletului meu. Frumoasă făgăduință. Și atunci Dumnezeu ne va face și pe noi să uităm toată casa Tatălui nostru. Pentru că îi, vom avea din nou. Nu ne vom mai aminti în trecut și va fi totul în prezent. Vesetul 52 spune și celui de-al doilea i-a pus numele Efraim, căci, a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Cuvântul roditor însemnează rodire dublă. Și ajunge la ultimele două versete din capitolul 41. Cei șapte ani de belșug, care au fost în țara Egiptului au trecut. Paranteză. Spune-mi, cum trec anii buni? Nici nu știi când a trecut. Dacă când vine necazul, boala, te doare aici, uf, 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 numai trei ore și tu deja zici că a trecut o veșnicie. Ce-i bine, trece ușor. Nici nu bagi în seamă ce este dificil, necazul, amărăciunile, acelea au efect durabil. Și au început să vină cei șapte ani de foamete, așa cum vestise Iosif. În toate țările era foamete, dar în toată țara Egiptului era pâine. Ce însemnează foametea? Ce însemnează uscăciunea pământului? Care până atunci a fost mănos, un pământ negru, iar acum nu dă decât buruieni, pământ crăpat, dezastru. Oare ce se întâmpla? Oare ce va face Iosif? Vesetul 55 spune, când a flămânzit în sfârșit toată țara Egiptului, poporul a strigat la Faraon să-i dea pâine. Faraon a răspuns tuturor egiptenilor, duceți-vă la Iosif, faceți ce vă va spune el. Dă-ne pâine! Un popor care simte, care n-a avut probleme pentru că era pâine din belșug și acum deodată s-a schimbat foaia. N-aș vrea să fiu în fața unui popor oriental frustrat și înfuriat. Foamea te-a bântuia în toată țara. Iosif a deschis toate locurile cu provizii și a vândut grâu egiptenilor. Foamea creștea din ce în ce mai mult în țara Egiptului. Dragii mei, simt nevoia să mă opresc aici, pentru că suntem într-un moment culminant. Ce va face Iosif? A dat greu. Cât timp va mai avea? Oare planul lui a fost suficient de înțelept? A stâns el destul? Eu cred că aceste întrebări care pe mine mă frământă, nu îl frământau pe el. Pentru că el nu mergea singur. El mergea cu tata. Îți dorești și ție, iubitul meu prietenul meu, caută-l, mergi cu tata și n-ai de ce să te îngrijorezi, să te frămânzi, să n-ai somn bun, pentru că el și cu tine formați o echipă perfectă. Numai bine! găsit, prietenul meu, suntem în continuarea unei călătorii și avem popas după popas ocazii și momente de reflexie și mai ales de aplicație. Pentru că ce scrie în cartea aceasta este, dacă vrei, o introspecție în propria ta a mea viață. Iar înțelepciunea stă în a te putea identifica cu cel care a făcut bine, ca să repeți binele, sau să te poți identifica și cu cel care a făcut lucruri reprobabile, ca să nu le mai faci. Suntem, dragul meu, într-un într moment, eu zic, de turnură. Ce-ai zice tu, ferească Dumnezeu, ca mâine când te scoli să citești? pe prima a ziarului sau să asculți repetatele mesaje pe media, televizor sau radio, România a intrat în război. Ne luptăm pentru, știu eu, insule Falkland. Dau și eu din, dau un exemplu. În război, toți vor fi mobilizați. Până la 45 de ani, toți vor intra sub arme. Sau 50. Cum ar fi? Te-ai trezit odată sub, sub alte coordonate și nu cu soarele, ci parcă cu un, un astru, cu Marte, un astru al războiului deasupra ta. Eu m-am născut în anii de după război. An grei, cu un an înaintea mea, 47-48, a fost foamete. Dar în 49 nu era aproape nimic. Toți trăiau din ce avuseseră sau din ce își încropeau. Iar lucrul acesta a format pe părinții mei să fie nu economi, ci foarte, foarte economi. Oameni care se puteau gândi înainte, dacă luăm leafa acum, ce se va întâmpla? Nu intrăm în ea. Ducem, dacă vrei, lipsa până către următoarea leafă și atunci vom trăi bine ca să acoperim ziua, să avem tot timpul rezerva. Spiritul acesta al economiei a intrat și în mine. Și poate copiii mei râd de mine că tot merg după ei și sting lumini. Pentru că lumina arde. Sau culeg ce... Băi, e o valoare, nu arunca. Dar costă un leu. Bine, așa-s de azi. Dragii mei, istoria lui Iosif trece exact prin acest punct nod critic. Șapte ani de belșug, din șapte ani de foamete, iar versetul care urma să lege episodul acesta de cel trecut, începe cu Geneza 41, cu 56, care spune Foametea bântuia în toată țara. Iosif a deschis toate locurile cu provizii și a vândut grâu egiptenilor. Foametea creștea din ce în ce mai mult în țara Egiptului. Textul acesta e foarte bogat și ne vom mai întoarce la el, pentru că este e plin de greutate și anume, Oare cum se simte un popor care a dat de belșug și deodată foamete? Și auzi ce cuvânt, bântuia, adică e ca o molimă care, care uh, usucă, care trage, care termină totul. Textul spune că Iosif a deschis locurile cu provizii. Bun. Dar de ce spune că a vândut grâu egiptenilor? Adică nu egiptenii au dat a cincea parte din recolta lor? Două lucruri trebuie să ți minte. Mai întâi de toate, împăratul are drept să ceară cât vrea. Supuși și sunt supuși. Uh... Uite, crește RCA-ul, cresc taxele pe casă. Păi, e împăratul. Împăratul poate să spună, dai jumate din salariu, îmi dai mie. Că oamenii ar face grevă sau ar ieși în stradă, și dacă ar fi un tiran cum a fost Neanicu dinainte, ar pârâi în oameni, ce oameni au stat cu minți în casele lor, n-au fost și la din 1907, și cum s-a terminat? Cu botul pe labe. Au câștigat cei care au pușca, nu? Și dacă stăpânul ar spune, dă și copiii tăi, ferească lui Dumnezeu. Cred că mai bine aș muri decât să dau copii. Dar stăpânul e stăpân. Iar stăpânul, într-o vreme de belșug, a cerut un tarif de belșug. Se spune că taxele care se pun în alte țări, de exemplu, dacă nu mă înșel, în Statele Unite, ce trece peste o limită, să spunem noi, 120 de dolari mii de dolari pe an, tot ce trece de această, știu, cotă, sau am zis și eu la întâmplare, parcă așa mi-am mintea meu, se taxează, dacă mă șel, 60% se ia. Deci, e stăpânul care spune, dacă ești în belșug, nu-ți iau din sărăcia ta, ca să dau și altuia, că din banii aceștia o pot face spitale, școli, autostrăzi, condiții de viață. Iar eu sunt stăpânul care hotărăsc. Iosif n-a făcut absolut nimic, niciun lucru imoral că a vândut înapoi celor care au dat a cincea parte grâul. A făcut exact ce trebuia în condițiile date. Dar stai să vezi mai departe. Am fost într-o țară. Într-o țară, nu-i dau numele, nu în România, unde la sfârșitul săptămânii, vineri, când se ghidau piețile, tot ce era, hai ca să o spun, eram în Tel Aviv, tot ce era nevândut și perisabil era dus și aruncat într-un morman la piață. Iar cei care, știu eu, eu n-aveau bani să cumpere, veneau vineri cu sacoșe mari și tot ce era bun, verzi întregi, mâncare, pâine, luau și trăiau câteva zile. Când e belșug, arunci. Un lucru, al doilea lucru, când un lucru este gratis, când e un lucru gratis, nu are valoare. Moștenirile de regulă se papă, se distrug. Când fur bani, mi-a spus cineva, domnule, eu câștigam nu mă crezi că am câștigat 50.000 de, euro pe lună. Și spunea, știi ce făceam cu banii? Pe o lună nu-i mai aveam. Mergeam, făceam ce vreau. N-are valoare, n-are greutate. N-a fost câștigat cu sudoare, cu suflet. Și atunci, sigur, ce e gratis, n-are valoare. Dar ce costă, prețuiești. Multe ori eu, dai cărți, Biblii, gratis. E, o ia omul și poate face și focul cu ea. Am văzut pe unii care aveau țigări din foile că sunt subțiri, foiță subțire ca de țigară. Când este însă pe bani, nu e același lucru. Iar el, ca să, să înfrâneze risipa, și că dă-ne pâine, navă, mai dă -ne. Ei, când e pe bani, drămuiesc și eu. Este o școală bună, este un mod de a învăța să-ți disciplinezi viața. Versetul 57 arată o dimensiune mult mai mare decât națională. Din toate țările venea lumea în Egipt ca să cumpere grâu de la Iosif, căci în toate țările era foame de mare. Privește puțin uh, harta. Canaanul este zona uh, Israelului, Palestinei. Egiptul și toate țările de prin prejur se împărtășesc de regulă de aceeași climă. Dacă este foamete într-o zonă, de exemplu în Europa Centrală, apoi Europa Centrală e în foamete. Sau dacă noi Europa Occidentală e foamete, apoi să nu crezi că există zone care sunt scutite. Iar clima generală din aceste uh, teritorii suferă la fel. Și iată ne în Geneza capitolul 42. Am să deschid ca să citim de aici versetul 1. Imaginea care ne izbește în capitolul 42 vorbește despre o secetă mare, despre foamete. Interesant este că această secetă a, fost, a constituit condiția în care a trăit Avram, Isaac și acum Iacov. Avram a fost doborât de vreo două ori de secetă. Isaac, odată. Iacov, acum, trecea printr-o vreme cumplită. Nu uita, una e să trăiești din agricultură și ai provizii, alta e să trăiești din șeptel, din, din creșterea vitelor, când, dacă n-ai iarbă, iarba nu nu poți să o depozitezi, nu, nu zgrâne. Bine, nu cred că atunci pe vremea aceea se cosea, erau cositoare mecanice. Nu, dar cert este că când nu e iarbă, într-o lună îți moare tot șeptelul. Ce faci? Mor și tu cu ele. Erau păstori și pentru ei ploaia era o condiție de supraviețuire. Spuneam și mai înainte că Efectele sunt similare pentru că este o zonă tropicală și se transmite starea de vreme, meteorologia, în toate părțile aceleași zone subtropicale. Și au început să treacă prin Israel caravane. Erau. Caravanele trebuie să știi că nu sunt niște grupulețe de oameni cu câteva vite, nu, tocmai ca să se protejeze, mergeau în trenuri vii, tren de caravane. Și de unde veneau? Veneau din nord, din spre Siria sau Podișul Anatoliei, din est, Mesopotamia, din spre sud-est, Arabia. Și drumurile toate treceau către Egipt, prin Canaan și apoi prin peninsula Sinai. Acesta era traseul. Și imaginează-ți că e secetă în jur. Vin fiii lui Iacov și spun, tată, am fost dincolo, nu mai e pășune. Din coace, abia am mai găsit ceva să numără vitele. Și unul spune, știi, tată, am văzut caravanele mergeau și în alte țări de la... E la fel de nenorocire. Și Iacov aude de caravan. Vesetul întâi din capitolul 42 sună așa. Când a auzit Iacov că este greu în Egipt, unde mergeți? Mergeți în Egipt. De ce? Acolo e greu pe bani. A zis fiilor săi, pentru ce stați și vă uitați unii la alții? Mă opresc puțin că este foarte important. Ce făceau ei? Se uitau unii la alții. Le-a trecut prin minte să meargă și ei cu o caravană în Egipt? Unde? Și că în Egipt. Unde? Egipt. Egipt. Eu cred că ei, în timp ce auzeau că e, e greu în Egipt, tare nu le venea să se gândească la un drum în Egipt. De ce crezi? Ia uite. Un secret păstrat de două zeci. Deci, au, va avea 17 ani, la 30 a ajuns în fața lui Faraon, sunt 13, cu încă 14 cât e? 27. L Am trecut doar 20 de ani, putea să fie mai mult. Ei pur și simplu păstrau o taină în Suflet. Știi ce se întâmplă cu cel care poartă taine în Suflet? Tainerele. Nu poate dormi bine când și când își amintește, hai să spun de mine, în ultimul an de conservatorie am fost violonist și în ultimul an am avut o pareză cupitală din cauza unei, unei supra-solicitări prin exercițiu. Și a trebuit să stau noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, patru luni fără să fac nimic. Înaintea examenului de stat, mai aveam doar patru luni, martie, aprilie, mai, iunie. În iunie aveam examenul de stat. Era examen de stat, comisie. Era ceva foarte important. Și eu aveam la data aceea o miză mare, trebuia să iau nota supremă ca să, mă rog, era planul să rămână asistent universitar acolo. Am avut patru luni să recuperez un an întreg, deci două semestre. Și era o, o repertoriu, era foarte mare. În zilele când nu puteam cânta la vioară, mi-am făcut un plan. Dar un plan pe zile, deci am pus un desfășurător, martie, aprilie, mai, iunie. Și am împărțit materialul în așa fel încât studiam cam 8-10 ore pe zi, cu pauze, ca să nu cad iarăși, încât știam că la data cu trebuie să termin la perfecție piesa cu tare. Și la erau lucruri nu simple. Și până la data aceea să știu tot și aveam și un spațiu. Ei, vreau să spun că acea istorie s-a petrecut în anul 71. Din când în când, cred că de vreo 3-4 ori pe an, visez că mă pregătesc pentru examen, am un nod în gât și ne-am învățat piesa. Un eveniment care a fost copleșitor, a fost foarte tensionant, revine, revine. Și să știi când mă scol, să așa de fericit că nu trebuie să dau examen. Pentru că sunt descoperiți cu piesele. Dar să ai un păcat. Dar să ai un păcat. Că ai înșelat pe cineva. Sau ai, ferească Domnul, ai avortat. Sau ai făcut cumva ca să intre altul la pârnaie în locul tău. Sau ai ascuns actele, nimeni nu știe, dar tu le-ai ascuns și... Oare, oare? Deci, dragul meu, Ala. Spală sufletul. Nu purta, știu eu, chisturi care vor germina și îți vor aduce sfârșitul. Iar ei, când era vorba să meargă în Egipt, unde? Ah, Egipt. Egipt pentru ei însemna vânzarea fratelui lor. Tu crezi că doar acum așa au mântit de Egipt? Sau cum eu aveam coșmarurile cu examenul de stat, ei tot timpul aveau. Și poate unii spuneau, bă, am visat. Și eu am visat. Și Iacov spune feciorilor, iată, aud că este greu în Egipt. Coborâți-vă și cumpărați-ne greu de acolo ca să trăim și să nu murim. E, când pune piciorul în piept, în prag, pur și simplu nu e altceva decât providența care silește pe cei zece o să vedem noi de ce zece, și nu doar doi sau trei, să plece acolo unde n-ar fi vrut să meargă în Egipt. Eu mă mir cum lucrează Dumnezeu cu câtă risipă de mijloace, spune Nisaia, dau popoare pentru tine și neamuri pentru tine. Tu îți dai seama, Dumnezeu produce o, un cataclism, prevede și măsuri de salvare a oamenilor, nu doar a egiptenilor și a tuturor care veneau să se mănânce greu. N-a murit niciunul din cauza foamei pe care Dumnezeu a îngăduit-o. Dar zice, creează niște cataclisme uriașe ca să se producă o întâlnire. O întâlnire care va avea efect, eu cred, pe mii de ani, cei care citesc Biblia au ce culege și ce învăța de aici. Și în versetul 3 și 4, 3 din Geneza 42, spune Zece frața lui Iosif S-au coborât în Egipt ca să cumpere grâu. Și pui întrebarea, de ce tu zice? Ei, sunt câteva răspunsuri aici. Mai întâi, ăștia-s gealații, derbedei lui Iacov, cei care poartă păcatele în suflet. Mai întâi, pentru protecție. În perioada de Jaf, știi că se mulțesc uh, hoții de drumul mare și lor de foame, dar ei n-au sau nu vor să meargă între oameni, că sunt știu, sunt, sunt, stigmatizați ca ticăloși, ca hoți. Și atunci e bine să fiți mai mulți. În al doilea rând, dacă merge acolo, cum era pe vremuri, stăteam tata, mama, eu, frate meu, dacă aveam și cățel, luam și pe el, că îți dea câte o porție de cap de om. Dar mai era încă un lucru. Mergem în Egipt. Ah, nu ne bine deloc. Dar dacă suntem doi, suntem mai mulți, eh, ne mai încurajăm și noi. Și mai fraților, uite așa s-a întâmplat că Iacov îi vede pe cei zece cu măgarii, o caravană, că și-au rămas bun și cu nod dângât că n-au plecat cu voie bună, cu nod dângât pleacă cei zece spre țara unde a fost vândut, mai trăia, nu mai trăia ei sperau că chiar dacă trăiește pe undeva sclav la piramide sau la corăbile egiptene, la corăbile egiptene din papură, măsurau 52 de metri. Erau cele mai mari corăbii din timpul acela. Corăbile grecești erau de 30 de metri și cele feniciene de 12. Fenicienii au făcut lucruri teribile. În fine, Iacov spune textul, n-a trimis cu ei pe Beniamin, fratele lui Iosif de teamă să nu-i se întâmple vreo nenorocire. Eu acum mă gândesc puțin la, la Iacov. El avea treabă cu... El a fost o, o soție iubită, Rahela, a murit. De la ea a avut doar doi copii. <coughs> și cum se întâmplă atunci când ești cu inima împărțită între Rahela și Leia? Iubești mai mult progeniturile cele iubite decât ale celei băgate pe gât. Și cum Iosif nu mai era, ce să, să se întâmple și cu Beniamin, mai ales că Iosif a dispărut atunci când era cu toți ceilalți, nu cumva vreo năpastă, vreo soartă întunecată, niște ele să urzească și moartea astuia, că ar fi nenorocit. Și atât pe Beniamin, nu era un puști, acum avea 20 de ani, a ajuns și el în statutul de privilegiat, care era scutit de treburi, scutit de a merge la, la cu vitele la păscut. Iosif stătea acasă, scutit să meargă în Egipt. Era un copil cam de bani gata. Și fiul Iosif, după o călătorie, dura cam, cam 3-4 săptămâni, depinde ce mergeai, fiul lui Israel au venit să cumpere și ei creu, împreună cu cei ce veneau pentru același lucru, căci în Canaan era foamete. În, din text apare că ei nu au venit singuri, ci au prins ocazia că, uite, trece o caravană, hai, hai, repede și noi! Și au venit împreună cu cei, probabil că se simțeau mai în siguranță, că au venit împreună cu aceștia. Imaginează-ți o caravană din timpul acela lungă de, să zicem noi, 50-60 de vite, cu oameni de două ori mai mulți, fiecare uh, ducând saci goi în speranța că va veni și ceasul bogăției. Versetul 6 din Geneza ne spune că capitolul 42 că Iosif era mai mare în țară. Cuvântul mai mare, așa cum vezi pe ecran, în limba ebraică, e șalit a stăpânii de unde selatim sau slăt, sultan. Interesant. Rolul sau poziția în care stă Iosif e, dacă ne uităm la etimologie, este aceea a unui stăpân mai mare, exact ce spune termenul. Unul care are în mâna lui tot. El hotărăște. Faraon este doar un decor. Un decor care ține coroana și n are voie să răcească tronul. El trebuie să-și adă... E serviciul lui să stea pe tron. El, spune versetul 6 în continuare, vindea grâu la tot poporul din țară. Acum să nu crezi că el vindea. Avea delegații. Sigur că el vindea, el era șeful care era mai mare, care avea responsabilitatea a fiecărui punct de vânzare, trecea, cred că, cu carul, cu limuzina primită de la faraon, din punct în punct, verifica dacă se făcea corect, și spune că frații lui Iosif au venit, s-au runcat cu fața la pământ înaintea lui. Nu pot să nu mă opresc. E un moment, o oră astrală, un moment al destinului. Caravana cu mulți vine, vine, toți vin înainte și deodată 10 inji, cum îl văd că Iosif a apărut, a apărut undeva, unii spun, bă, ăsta-i șelatim, șal sultanul, se pleacă, ia 10, dar Iosif privește. Numără 1, 2, 10. Oare ce-o fi simțit inima lui Iosif? când vede pe frații lui, totuși, i-a iubit, au avut experiențe comune. Sigur, era arsura aceea pe suflet, că au reușit să, să adică au, au hotărât să-l vândă, dar erau frații lui, se jucase cu ei. Oare cum a pălit fața lui Iosif? Cum a reacționat Iosif în fața acestui moment? De ce? De ce s-a făcut că le este străin? De ce? Aceasta este întrebarea cheie. Este un moment de mare suspans. Și dacă înțelegi bine, vei înțelege și comportamentul lui Iosif de acum încolo. Pentru că Iosif joacă un rol, joacă o carte. El joacă plecând toate de la prima întâlnire, de la primul contact cu cei zece frați ai lui. Te las în suspans. Nu spun dar gândește-te tu. Și probabil, chiar dacă și Iosif e om, și Iosif e emoțional, rațiunea stăpânește peste emoții. Și că mi-am văzut-o, mi-a plăcut și am luat-o. E vorba de o împreunare cu o femeie. Stai puțin, eu am rațiune. Rațiunea trebuie să gândească. Și Iosif, într-un moment culminant emoțional, el știe că ceva trebuie să facă. Și trebuie să facă pentru că câți erau veniți? Cu totul erau 11. De ce sunt doar 10? I-am dat indicația. Tu gândește-te, iar data viitoare să vii cu răspunsul. Ne-am înțeles? iată de din nou împreună la o masă bogată, o masă care ne oferă Dumnezeu, tăind câte o felie din pâinea vieții. Dragul meu, am citit într-o carte extraordinară, foarte densă, care se numește Calea către Hristos, de o autoare americană, Ellen G. White, unde spunea că Dumnezeu s-a descoperit, prin cinci cărți. Ai vrea să știi care sunt? Să nu crezi că e vorba de un volum. Te duci în bibliotecă, scoți volumul și ai prima carte, a doua, nu. Sunt domenii. Prima carte prin care a vorbit oamenilor încă la început, înainte de căderea lor, în păcat, în Edenul pur, a fost natura. Să știi, dacă te uiți atent la ceea ce se întâmplă în natură, nu poți fi decât uimit să vezi frumusețe. M-am mirat odată câte tipuri de flori există. A, nici nu-ți trece prin minte. Există o așa mare uh, diversitate și așa o, o bogată și armonioasă combinație de culori încât pur și simplu te dă gata și nu au nevoie de forme diferite, de culori diferite ca să devină uh, reproducătoare. Nu, sunt pur și simplu pentru ochii altuia. Floarea nu se vede. Eu nu văd cravata, de exemplu. Eu nu știu ce dar Pentru ochii altora contează. Ei, florile nu-și dau seama și nu realizează știu, minunata lor frumusețe. E, pentru cine? Mă uit la mărul rotund care este gustos, zemos dar de ce îi trebuie mărului pulpa fructului? pentru că atunci când mărul cade poc jos nu însămânțează sau nu îmbugurește uh, sămânța cea mică, decât după ce pulpa s-a distrus pentru cine e pulpa mărului? cine se bucură de ea? mărul? nu! n are nevoie de pulpă pentru a se reproduce pentru altcineva. Și natura a fost prima carte în care omul a învățat din nume animalelor, descoperind uh, mediul superb în care se afla că Dumnezeu este dragoste și că doar dragostea poate să fie frumoasă și utilă și bună. A doua carte în care Dumnezeu s-a descoperit, care începe din Eden, dar merge mai departe, se numește în, în acest volumaș. Cele mai gingașe legături omenești. Omul cu sufletul lui este într-o, cum să spun eu, într-o oglindă vis-a-vis -vis de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemnarea sa, atunci tot ceea ce găsește omul nobil în el este reflectarea lui Dumnezeu. Când vezi copilașul cum întinde mâna spre tine, tu îl iei în brațe și îl strânge, ai vrea să te bagi în el sau el în tine. Când vezi nevinovăția, când vezi frumusețea, relația dintre soț-soție care este atât de tainică, Biblia o numește taina unui bărbat la o fată, e ceva tainic ca să depinzi unul de altul, să aparții unul altuia, sunt lucruri minunate. Ei, toate acestea vorbesc despre Dumnezeu care a creat special această lume, aceste relații ca omul descoperind în sine, știu, trăsăturile caracterului Dumnezeu să fie recunoscător, să se identifice cu Creatorul. A treia carte. Deci avem natura, cele mai gingașe relații omenești. A treia carte se numește Providența. Providența este un termen Cam învechit. Noi nu știm ce mai înseamnă providență. Eh, am, am descompus cuvântul și deja cam seamănă, cam știm ce vrea să zică. Providența însemnează o programare, o planificare, sau mai bine zi, un control al evenimentelor în așa fel încât planurile lui Dumnezeu să se îndeplinească. Într-o lume desăvârșită, în paradis, nu era nevoie de nicio providență, pentru că mașinăria mergea, era unsă și mergea bine conform legilor ei. Dar când mașinăria, adică universul uman, relațiile, natura omului au fost pervertite, când mașinăria s-a dereglat, tot timpul trebuie, dintr-o parte și dintr-alta, să o repui pe drum. Unde mai pui că nu e doar omul locuitorul pământului, mai este un extraterestru care nu e de pe pământ, a venit cu domiciliul forțat pe pământ, se numește ex-Lucifer, fostul Lucifer, sau Satana, care înseamnă în limba ebraică acuzatorul, prâșul, sau diabolus. Diabolus, se arunca o care arunca acuză, de cel care acuză, prâșul, tot prâș, diabolus, diavolul. Și unde mai pui că acest pământ, el și-l revendică, revendică drept Proprietatea lui, deși este doar un impostor. Însă el lucrează cu toate forțele și are cu el, zic eu, o, o știre nenumărată de îngerăi, de demoni. Cine ignoră, nu știe regulile jocului și caută să rezolve problemele Pământului ca într-o ecuație cu uh, trei necunoscute, el o rezolvă cu formula de două necunoscute. Sigur că nu ajunge la rezultat corect. Este o lege a cauzei și a efectului, care nu e doar mecanică. Îi dau drumul la o bilă și cade. Nu. Este mai mult decât atât. Este spirituală. Iar în acest război spiritual, Dumnezeu e deasupra și conduce evenimentele. Nu ele el produce, dar el le stăpânește și le controlează. Le conduce. Iar atunci când conduce evenimentele, nu are în vedere doar binele momentan, binele prezent foarte mulți oameni uh, au nevoie și ar dori să, să stea așa într-o lume liniștită uh, serenitate uh, zâmbet soare, umbră totul frumos se spune că Buddha a fost ținut într-o asemenea univers până la vârsta de știu eu 27-20 de ani în așa fel încât părinții au vrut să nu cunoască durerea, moartea și au încojurat doar într-o lume atât de senină. Era prins, sigur că puteau să ascundă de el orice fel de umbră. Și noi am vrea să fim într-o lume budistă, să fim așa, într-un spațiu, într-un eter, fără niciun fel de element care se creeze disconfort, discrație. Și Dumnezeu spune, nu, scopul meu pe pământ cu tine nu este să-ți dau paradisul aici, ci să te bag în atelier, să te cioplesc, să te modelez, pentru că tu ești diform și tu trebuie să semeni iarăși cu mine ca să intri împreună cu toți ceilalți în împărăția mea, în lumea îngerilor neprihăniți. Ori școala de aici nu este o școală neapărat plăcută, este o școală dureroasă. Mai fac o paranteză, am auzit câteva interviuri, le-am urmărit, ale unor mari atleți, mari gimnaști. Și ce au spus ei? N-aș dori nimănui copilăria pe care am avut-o eu. Eu am fost violonist și, sigur, am fost pus pe rampa spre performanțe. Dacă spun că studiam 10 ore pe zi. Zece ore să stai cu vioara să tragi. Păi este o nebunie. Și până ca să ajung să studiez eu de bunăvoie 10 ore pe zi, era taică meu când eram copil și jap, treci la vioară. Și o vreau la joacă, la strigatele, la hingherii, copiii jucau acolo, înapoi. Nu-i plăcut. Dar fără efort, fără trudă, fără sudoare, nu-i cunună. Iar pe pământul acesta suntem într-un atelier. Un atelier pe care îl controlează Dumnezeu. În așa fel încât chiar și evenimentele nenorocite să aibă un scop bun. Poate te miri de această introducere mare și mi-am ceva de zis, pentru că ceea ce urmează depinde foarte mult de înțelegerea corectă a Providenței. Îți mai dau câteva elemente. Dumnezeu urmărește popoare și indivizi. Și cârmește mașinăriile diavolului. Adică diavolul are o autonomie, dar Dumnezeu îi pune câte un zid în față sau îi creează un culoar obligatoriu și că sens obligatoriu. Încă diavolul nici el nu poate face ce vrea. Auzi? Crezi asta? Să citez doar un verset tare de tot care mi-a luminat uh, înțelegerea cu privire la limitările diavolului. Și uite aici, în Matei, capitolul 8. unde este povestea a doi îndrăciți, doi demonizați din Gadara. Gadara era o cetate pe malul lacului Galilei, unde spune că în momentul în care s-a confruntat Isus, Isus a coborât din barcă cu cenicii și doi îndrăciți au ieșit înainte. Și în momentul acela, Mântuitorul s-a confruntat direct cu demonii. Veneau spre îndrăciții. Ei alții au fugit. Isus a rămas pe loc. Și spune că în momentul confruntării, dracii rugau pe Isus, fii atent, demorii rugau frumos pe Isus să le dea voie să intre în porția aceea. Auzi? Păi, de dragi, demonii în fac de capul lor. Ei se tem sau se subordonează obligatoriu stăpânului. Nu-i de capul lor. Și, draci rugau pe Isus, Isus, nu, dar Mântuitorul a avut un plan și a spus, da, porcii sunt necurați, nu trebuia să facă evrei cultură de porci, de porcine, în mare cu ei. Nu Hristos i-a băgat demonii, dar Mântuitorul veghează și dirijează mersul evenimentelor în așa fel încât cauza bună, în marea luptă spirituală, că noi ne aflăm în acest, pe acest pământ, în, în centrul, era să zic epicentrul, eu zic chiar centrul marii confruntări între bine și rău, între Dumnezeu și diavolul. Nu că Dumnezeu este pe același plan cu diavolul. Nu există. El este subordonat și a cerut uh, permisiunea sau dreptul să demonstreze împărăția lui și Dumnezeu S a zis, ok, să vadă lumile necăzute, cine ești tu, te las. Dar eu conduc. Și iată că în Providență, în această a treia carte, primele trei cărți se cheamă Revelația Generală, Natura, cele mai gingașe relații omenești sau psihologia omului și trei, providența sau istoria celelalte, ultimele două scriptura este a patra carte prin care s-a revelat Dumnezeu limitată însă de aia a trebuit să vină a cincea carte Iisus Hristos în persoană El este demonstrația ultimă supremă a caracterului a profilului moral spiritual al lui Dumnezeu și mă refer la providență, pentru că despre asta vreau să discut. În providența sa, Dumnezeu conduce individul și evenimentele, în așa fel încât individul, dacă e omului, copilului, un individ este fiul egal cu mine. Pentru un individ eu mor. Dumnezeu are mulți copii, dar el e gata să-l dea pe Iisus Hristos, chiar dacă n-ar fi fost decât un singur păcătos pe pământ. Dumnezeu urmărește individul pe tine, dragul meu, telespectator, pe tine, tu ești foarte prețios în ochii lui. Dacă n-ar fi nimeni decât tu și ar trebui să fii salvat, Iisus Hristos ar veni sau ar fi venit chiar pentru un singur păcătos. Atât de mult prețuiești tu. Și Dumnezeu conduce mersul evenimentelor cu atâta înțelepciune și atât de armonios cum depășește mintea mea, încât cauza bună să biruiască. Îmi amintesc de câteva evenimente în istorie. M-au uimit, m-au uluit. Atunci când Germania nazistă vrea să cucerească ultimul bastion european liber, deci a cucerit Polonia, Olanda, mă rog, Belgia, Franța, Spania era deja aproape de ea, practic Austria, Cehia mai rămăsese Marea Britanie, o, o, insulă și nu e mare. ce Marea Britanie că a unit în ea Anglia, Scoția, Irlanda și s-a mărit, cum e România Mare, cică. Ei, Marea Britanie era totuși o insulă. Germania deținea o flotă de submarine extraordinară. Deținea o aviație extraordinară. Au fost două momente cheie în Bătălia Angliei. Prima dată, trei bătălii, momente cheie. Prima dată când a dorit să invadeze Anglia în cele două perioade punctuale din un an. Există în aprilie un moment când Marea e liniștită. Și există un moment în octombrie spre noiembrie, când iarăși mare e liniștită. Nu poți să mergi cu vasele și să deparci în siguranță. Ei, prima dată, în noiembrie 40, atunci a fost anul pătăliei Angliei, în aprilie 40, surprinzător mare era agitată și a trebuit să amâne pe noiembrie. Iar în noiembrie era o ceață atât de densă și atunci nu era, de obicei nu era ceață în octombrie. Nu e. O ceață atât de densă încât n-a putut porni. Iar în bătălia Angliei pe calea aerului, vezi cineva conduce. Dacă ar mai fi stăruit să lupte cu avioanele engleze în loc să înceapă să bombardeze marile orașe și Londra, dacă ar fi continuat, ar fi biruit două săptămâni. Dar vezi, Dumnezeu a pus un fie de nisip în mintea lui Hitler și a lui uh, Hermann Göring, care se socotea uh, mareșalul aerului, încât au spus, nu, nu, nu putem birui, deși abia mai aveau câteva avioane. Și trebuie să începem să bombardăm orașele, să demoralizăm poporul. Și au mai fost atâtea momente extraordinare, ziua Z, ziua debarcării, în 5-6 iunie 1944. Ești uimit câte evenimente au concurat să demobilizeze armata germană, să-l trimite acasă, să plece acasă Romăl, Erwin Romăl, marele, mareșal al Germaniei, vulpea deșertului, i s-a spus că era foarte inteligent, a luptat, a luptat în, în uh, uh, Etiopia, în Sahara, în Algeria, Tunisia, deci a fost un mare conducător, Erwin Rommel, să îi demobilizeze pe Gerd von Rundstedt, care era marele general al cel mai, cel mai scusit, care avea staționat în portul cale. încât au coborât aliații, au reușit să facă cap de pot și două luni, Hitler și ai lui nu credeau că acea debarcare este adevărată, ci că e doar una falsă. Ei vor debarca în Cale, Padu Cale. Adică, nu, nu înțelegi cum au lucrat evenimentele, cum uh, uh, au fost încurcați oamenii în mintea lor și cum evenimentele naturale au concurat ca să poată să câștige cauza bună. Am făcut o introducere lungă, dar utilă. Pentru că întâlnim capitolul 42, îl descoperim cu o scenă de foamete. O să citim noi acum, din capitolul 41, ultimele versete, după aceea să continuăm cu capitolul 42. Citesc. Foametea bântuia în toată țara Iosif, în țara Egiptului. Iosif a deschis toate locurile cu provizii și a vândut grâu egiptenilor. Foametea creștea din ce în ce mai mult în țara Egiptului, și din toate țările venea lumea în Egipt ca să cumpere grâu de la Iosif, căci în toate țările era foamete mare. Și iată că zece frați ai lui Iosif s-au coborât în Egipt ca să cumpere grâu. Și ne oprim puțin aici. Tatăl trecută noi am discutat despre numărul 10, de ce 10 și nu 11? Să nu crezi că moșul, adică Iacob, avea nevoie să-i stea fișorul acasă cu el ca să îl învelească noaptea sau să-i facă mâncare. Nu, avea, avea o familie mare în jurul lui de, așa zis, și rob. Practic era o, un trip patriarhal în care robii erau asimilați cu membrii familiei. Avea încă neveste, trei rămăseseră din patru, că-i mulise Rahela. De, înțelege că era o altă vreme, o altă mentalitate. Avea acolo roabe, robi, animale, avea tot ce-i trebuie. De ce nu l-a trimis pe Beniamin? De ce au plecat doar zece și nu și al 11-lea? tu să spui că să rămână de semânță. Eh, nu, nu. El avusese o pasiune în viața lui. O pasiune legată de o fată. Și fata se numea Rahela, fica lui Laban. Și pasiunea e oarbă. Ea nu cântărește neapărat caracterul. Ea cântărește aparențele. Și dacă aparențele sunt grațioase și sunt plăcute și sunt cu ochii așa ca niște fluturi și un zâmbet cu o gropiță în obraz, omul, ce, carnea 2-3 mm, un centimetru de față și îl face pe om să apară plăcut sau neplăcut? Ei bine, în pasiunea aceasta din relația cu Rahel a avut doar doi fii. Pe Iosif l-a pierdut, nu mai este. El credea că a fost sfârșia de animale, pentru că frații au înscenat după ce l-au vândut, au înscenat figura aceea cu mantaua lui ruptă și muiată în sânge de ied. Uite, asta le-am găsit, sale băiatului tău. Oh, băiatul meu a murit. Și acum mai avea un singur fiu pe Benjamin, al 12 la fiu, și spunea să nu-i se întâmple ceva rău. Și iată că frații lui au plecat în Egipt. Ei, să nu crezi că au plecat singuri, erau împreună cu caravana foametei, oameni din multe locuri și se adunau, știu eu, grupuri, grupuri, segmente, segmente, până când făceau o caravană, erau oameni care trebuiau să apere ceea ce cumpărau sau banii cu care plecau ei, viața lor, pentru că tâlhăria haha, era mare la data aceea, nu existau șerifi, nu exista poliție, nici elicoptere ca să supravegheze spațiul. Și Citim versetul 4. Iacov n-a trimis cu ei pe Beniamin, fratele lui Iosif, de teamă să nu-i se întâmple vreo nenorocire. Versetul 5. Fiii lui Israel au venit să cumpere și ei grâu împreună cu cei ce veneau pentru același lucru, căci în Canaan era foamete. Și vezi, cu măgari, cu camile, cu tot ce se putea, mergeau spre Egipt ca să se întoarcă cu saci plini. Eu încerc să intru puțin în psihologia personajelor. Pentru că e ceva. Spusesem data trecută că aflaseră și fiii cei zece, cei zece care au făcut afacerea cu vânzarea lui Iosif, Spusesem că cei 10 aveau, după 22 de ani, aveau încă conștiința rănită. Apropo, cei conștiință, foarte frumos termen. Conștiința este con cu știință. Adică ceea ce știi tu, aia să faci. Când faci împotriva ceea ce știi tu în conștiință, nu mai e conștiință, e antiștiință. Bine, conștiința devine atunci alertă. Și aveau pe conștiință actul incalificabil de a-și vinde fratele. Și au plecat, când au auzit că e greu în Egipt, se cudeau să plece în Egipt, pentru că acolo îl vând, vânduseră pe Iosif, pentru niște egipteni, să, mă rog, sclav. Să meargă în Egipt, chiar dacă că erau siguri, fie că a murit, a murit pe la piramide, fie că uh, a, știu eu, e undeva pierdut aiurea, nu o să se întâlnească cu ei. Ei merg exact la punctul de vânzare. Și acolo sunt logofeți, sunt portărei, sunt vătășei, sunt tot fel de lucrători, n-au nevoie. Oare ce gândeau în momentul când se coborau în Egipt? Și citim acum versetul 6. Au ajuns în fața mai mare lui. Interesant lucru. La punctele de vânzare nu se afla Iosif. Erau multe puncte de vânzare. Erau multe puncte de desfacere. Sigur, era un punct de desfacere pentru cei care veneau prin Sinai în Egipt, spre Delta Nilului. Altele veneau oameni din teritoriu și cred că erau în toate cetățile puncte de vânzare. Cum de s-a nimerit tocmai atunci Iosif, exact în momentul acela Iosif, ca să fie exact în momentul în care veneau frații lui Iosif. Și iată că spune, frații lui Iosif au venit și s-au runcat cu fața pământ, cu fața la pământ înaintea lui. O să spui, da, nu erau ei niște oameni de rând. eu nu putea să-i mai țin minte. Nu, no. egiptenii se bărbereau, dacă ți amintești. În timp ce uh, barbarii, adică cei din uh, Canaan, purtau bărbi. Cuvântul barbar vine de la barbă. Uh, când uh, au invadat barbarii germanici Imperiul Roman, romanii se rădeau și barbarii veneau cu bărbi. De acolo barbar. Și spune în versetul 7, Iosif, cum a văzut pe frații săi, i-a cunoscut, dar s-a făcut că le este străin. Și chiar ne-am oprit aici și data trecută în acest punct. De ce? De ce n-a întins brațele să frații mei sau frații mei? Depinde cu ce stare de suflet să fi, în ce stare să fi fost el. Știi ce se întâmplă? A numărat 1 2 3 4 10 10 Unde e Alonso pilea? Unde este Beniamin? Îl vreau. Vreau să știu unde e Beniamin. Pentru că după cum pe mine m-au aruncat pentru că eram fiul Rahelei și prey vie de tatăl, iar el a rămas în locul meu precis sau posibil, sau probabil că au făcut același cu lui Beniamin. Eu trebuie să aflu. Nu pot să merg acolo, dar am să o scot din, de la ei prin metoda potrivită. În versetul 7 citim Iosif le-a vorbit Aspru și le-a zis de unde veniți? Ei au răspuns Hă, venim din țara Canaan, țara Canaan ca să cumpărăm merinde Iosif a cunoscut pe frații săi, dar ei nu l-au cunoscut. Și dacă ți-arăt o poză, o stăiți bine, e același individ. Nu știu cine e, unii îl cunosc, microbiștii. Dar nu seamănă deloc. Într-un fel e ras în cap egiptean, într fel este cananit, barbar. Cât de mult schimbă detaliile faciale, identitatea unui om. Dragul meu, ce se întâmplă cu acești copii? Ce se întâmplă cu Iosif, care fierbe dorind să știe ce s-a întâmplat cu Beniamin? Nu cumva, nu cumva urmează data viitoare. Am făcut o introducere lungă, dar utilă. Pentru că și tu ești în planul lui Dumnezeu și tot ceea ce ține de tine, ține și de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, dau popoare pentru tine, dau, dau, dau neamuri pentru salvarea ta. Îți doresc să ai încredere în acela care conduce toate și în cer și jos pe pământ. La revedere!